că familia Tanașule, ce faci? Faci, mă, fine, mă, străiască și copii, stai jos. Stai așa, că stau aici. Dar de ce nu te duci? Fă-te lejer. Hai că mă duc să-mi fă. Fă-te lejer și vin cu o formă, te rog, domnul, de tot. Avem de discutat, avem de mult. Gata, fratele meu, facem tot ce vrei tu. Stai jos. Și ăștia la alții trebuie să apară și ăștia. Acum trebuie să m-am vorbit și cu Migdale, vine și el. Hai. Te pupi, cine, ce faci, mă, viața mea? Uite, ce se întâmplă aici? Te pup să-ți dea Dumnezeu sănătate și mă bucur că ești tot timpul în preajma mea. Ce faci, cum ești? Frate, bine. Uite, America ne-a chemat, Dan. Fă-te lejer un pic, avem de discutat. Poți să pun și eu telefoanele pe masă sau deranjează? Nu mai trebuie telefoanele, bagă-te acolo. Gata, gata. Și așa ne ascult, nu trebuie să ne asculte o grămadă de lume. Da, cine, gata. Pentru că trebuie să punem ceva la punct. Gata. O șmecherie nouă, dar mea care voi trebuie să fiți lângă mine. Pentru tine orice, vecine. Și așteptăm. Am primit telefon, parchează și ăștia mașinile și știam că vin și ei. Păi m-am găsit cu Cocoș, cocoș afară da. Acum, parchează mașina cu Cocoș. Da? Hai, da. Îi așteptăm pe ei. S-ar putea să vină, uite a venit. Oh, uite cine a venit, finul meu, te pup, finul meu. Ce faci, bă, finul meu, trăiască familia ta? Aolo, ce talent ai, bă, dar frumos ești, bă! Hai să iau de aici! Bă, dar te pup, să trăiască familia ta! Te pup, cocoșelul meu! Vă pup, tată! Uite, fă-te și tu lejer! Du-te de geaca ta, jos și veni! Sigur că da! Vino aici, lângă mine! Lasă-l pe Nicu să stea lângă tine! Bă, dar fractul unde e? Vine și el, a parcat... Păi să vină, să vină și fractul să-l așteptăm și pe el. La atașeful mare. Parcă mașina din eu. Hai, bagă-te acolo lângă Migdale. Sigur. Ai înțeles, să vină și Costel. Ia să vedem ce e Costel. Suntem. Ia vezi că ea... Parcă mi se pare, am auzit poșa. Uite, uite. Hai, fine, hai, intră, intră. O, te pup, Blașu. Te-am pupat, fine, ia loc acolo. Fă, dă geaca aia jos. Salut. Dă geaca aia jos. Vă pup pe toți. Te pup, frate. Să fii sănătoși. Au, au, nu mai am răbdare. Au, au, au. Nu mai am răbdare. Au, au, au. Băi, știți care e problema? Până să faci și Costel lejer. De ce v-am chemat? Am nevoie de serviciile voastre. Așa. Am o idee nouă care vreau să sparg piața românească și să ajung în toate comunitățile la nivel mondial. Vin cu o idee nouă, muzica din ring. Și am nevoie de o masă de arbitraj. Mamă, vă place ideea? Frumos, extraordinar. Îți place, da. Ce zici, vecine? Adică îmi vin muzica, muzica cu sportul, știi? Frumos. Și aici vrem să merg niște oameni pe măsură, mai ales că tu mă știi, el mă știe, el mă știe. Și aici trebuie să fie niște nume celebre, niște oameni speciali în care să facă parte din masa de arbitraj. Și m-am gândit la tine, o să-l dau drumul acum pe 30 decembrie, acum la sfârșit de an de sărbători. Frumoasă idee. Frumoasă, extraordinar, bravo. Viitoare de filmare. Cum e? Și ideea frumoasă. Păi da, vine și păi filmul. Merge în capul ăsta, bă, să moară familia mea, să gândește la toate nenorocirile. Bravo, bravo, băi, bravo, băi, dragi. Bă, fine, trebuie să găsim soluții de mijlocare în care să... să... Dar fii atent că ideea ta nu am văzut-o până acum. Combinația muzica cu sportul... Muzica cu boxul. Și să leagă. Frumos. Dar nu mă bag eu pe voi, tătesc decât arbitri. Arbitri, arbitri, da. Adică judecătorii, judecați oamenii. E și vârsta. Cum ați judecat în viață? Și tu, ce Migdale? Adică noi judecăm muzica ta. Mă, eu îți dau dreptul, da, dacă de, acolo, de, pentru că ai albi și tu, mulțumesc. Și tu și fractul Nicule, va veni rândul să judecați. Frumos. Și voi ați fost lângă somnități, lângă celebrități. Dar cine e boxiorul ăștia, frate? Cine e boxiorul ăștia mare? Mă, în primul moment, nu ca să-l bag pe Dani Mocanu ăsta, pentru că are o aliură, are aer din ăsta. Da, da, da. Și tatuat, dă bine, dă bine, dă bine pe sticlă. Vreau să convin finul meu pe copilul de aur. Îți dai seama că el știe să cânte, nu știe el să bată. Dar vreau să fac combinația asta frumoasă. La cine să mă gândesc eu primul? Cu cine să deschid? Am înțeles, da, da. După aia și ne și cântă la cine copil. Cum? După aia ne și cântă copilul, după boxul ăla. Păi noi ce spunem? Dar pe cine să bage, mă, e crescut de el copilul, nu-i normal, de-i face merit. Păi înseamnă că n-ați înțeles muzica din el. Da, mă, e bine mă gândită. Aș să bate amândoi părinți. Da, da, vin cu o idee nouă pentru două. Și noi să fim arbitri și tu cu cine? Da, am înțeles, am înțeles ideea. Băi, dar tu cu cine ții, mă? Lasă panașu. Dar tu cu cine ții? Cu copilul. Între Sorin Copilul Daur și Dani Mocanu. Cu tu cu cine ții? Cu copilul, nene. Păi hai, dacă copilul e drept, ține cu el, dacă nu... Cu dreptate, nu? Cu omul din spate, omul din umbră... Adică tu. Care le face pe toate. Adică omul din umbră. Cum am făcut capul de capul. Fine, tu o să fii următorul elev al meu, cum a fost unchi tu și tactu. Tu trebuie să, eu trebuie să vin cu o generație nouă acum, cu tine, cu Darius, ai înțeles? Omul din spate care le face pe toate. Suntem pregătiți de tot. Gata. Cumpărăm ce și vindem. Ce zici, băi, băi, cumpărăm și vindem. Ia uitați cum sunt pregătit. Uitați-mă cum ce sunt pregătit. Ce e acolo, mă? Băi, nașul.
Băi, aoleu, aoleu, mamă, mă doare stomacul. Păi da, avem și noi ceva de acolo? Păi da. S-a luat capul. Toată viața băgam mâna în buzunar. Păi cine e aici? Toată lumea primește părți, bucate, sufletul tău. Ia uite ce am zis. Aoleu, mă doare capul. Păi da, și acolo, și așa... Maiane! Înseamnă că trăim. Și uite-te ce se întâmplă aici, pachetele venite acum din bănci, pregătit pentru cel mai nou proiect al meu. Cel mai muzica din care vreau să sparg toate vizionările, tot ce există pe mai ales că lumea e cu COVID, acum se uită la televizor, cu noi nu vrei. Cu vizualizări, cu YouTube, cu toate astea? Păi Rotterdam Music Club, bă, canalul meu de YouTube. Deci tu la ce te uiți acum, mă, toată ziua? La ce o să te uiți tu de acum, după 30 decembrie asta? La noi. La noi, la Nașu, mă! Păi Rotterdam. Tu dai seama cum va fi muzica din ring? Să vede și el, mă, dacă zice că se uită la Nașu. Muzica din ring! Muzica din ring se va numi serialul fine, înțelegi? Și intri pe Rotera Music și l-am luat pe surprindere. Serialul Muzica din ring pe Rotera Music. Este toată ziua pe contul al tău, Rotera Music. Bună ideea, bună ideea, bravo. Ai înțeles? Și așa, așa voi face mai multe brigăți de arbitri. Ai înțeles că vor fi mai multe meciuri din astea. Facem cât să fie mai viral, cât mai natural și viața noastră de zi cu zi ce se întâmplă cu toții. Și cântarea și sportul și astea vin cu idei. Se combină, nu? Să le arbitru. Dar arbitrul de rin cine e, mă, Nașule? A morții, e filmul. Pe Deles ăsta l-ai pus și pe el? O, oh, e Deles, e toți oh, sportivii. E fără cu mătru meu Deles. Da. Bă, dar pe cine antrenează Deles ăsta, mă? Deles e arbitru. E arbitru de ring, mă. Numărul 1 cândva. Vreau să fie surprize, pentru hai că aici am îmbinat foarte mult sportivi. Și pe Mitică? Da. Și pe Mitică? Și pe Neamitică, pe Neamitică al nostru? Mai bine îl bagă pe Neamitică de la Voința. Nu, mă, și pe Neamitică, da, mă, și pe Neamitică. Am, mă, mulți, mă, dar nu vreau să divulg. Poftim. Vine și Serghei Mizil, am înțeles că vine mai mulți. Mă, ce faceți, mă, cum? Adică da, stai, mă, că ne-a adus și nu antena, uși ce eu v-am povestit la telefon ce am mâncat să fac. Da, și de-aia, mă, da. Păi și... Bă, o să, bag, o să integrez multă lume aici, oameni din showbiz, cu toate domeniile, înțeleg? Vorba și gagici, nene, și gagici. Până la pulpă de aia roză. Care și gagici, nu? Păi asta e, dacă noi gagici, roză, n-avem pulpe, talent. Pulpe roze de căpunare. Este, da, mai ne să clătim și noi ochii. Deci ca să înțeleg și eu, totul da, se ne va... clătim și noi ochii. Stați un pic, deci totul va fi pe Rotera Music, da? Da, 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 da. Ok. Acolo să difuzează. Acolo să te uiți, ai auzit băiatul meu? Știe, urmărește. Ai înțeles și eu v-am chemat așa ca să fac prima întâlnire. Păi sunt la alături de tine, măi. Băi, la orice bură. Dumnezeu sănătate, plăcerea a fost de partea mea și vreau să sparg din prima cu numai cu oameni deosebiți. Deci, ne vedem, da? Da, mai multe cunoaștere să am și altă întâlnire, aștept cu mare drag, cu mare drag. Și aia și aia. Eu vă mulțumesc pentru... Să-ți ajute Dumnezeu. Mulțumesc. La orice oră. Mulțumim pentru invitație. E o onoare pentru noi să participăm și să fim undeva la masa de arbitri, spun eu, domnul Migdale și domnul deci, Nicu. Acolo vedem. Cine vezi că tu trebuie să fii lângă mine în toate etapele astea, pentru că omul din spate care toată face de toate. Ai înțeles? Cumpărăm și vindem pe toată lumea. Toată viața lui. Băi, tu vezi câți dolari avem? Ți-a plăcut? Ia uite ce e acolo. Ia du-te și tu să vezi tu. Du-te și tu până acolo să vezi tu la ce te învață Nașu de mic, să vezi și tu. Adică ce-a muncit el toată viața acolo. Vezi să nu fur de nici ceva. Fine, bagă și tu ceva în buzunar acolo, dar fără să mult. Nu mult așa. Dar fine, ia un pachet de la frumos să-ți ajungă acum când pleci la munte. Când pleci tu la munte cu măta și cu tactul, da? Bagă-i în buzunar. Lasă-mă că-i ajunge, bagă-i în buzunar. Ia mă cât ți-ai luat. 2000, 3000. Mai ia mă, ce-ai luat mă câteva sute. Păi nu vezi ce-i acolo. Fine, nu vezi ce-i acolo. Nu vezi mă care simți? Așa a fost el cu Nașu. Așa e el cu Nașu. Păi da, dar el are de petrecut cu mine, dacă a început de la vârsta asta cu mine. Bă, dacă eu te-am făcut actor de acum, tu îți dai seama ce n-am făcut cu ăștia, o să fac cu tine mai multe. Băi, Nașule, ia uite cum a venit el. Ia. El te gustă enorm de mult și a spus mama, vreau să fiu ca Nașu. Mamă, cum îmi place mie, cum îmi place mie. Exact. Diamante, nene, diamante. Nașule a pus și inelele alea, a pus și tot. El vrea să poarte ca tine, mă, Nașule. De King-ul. Cum? Mai îmbrăcat ca noi. Oh. Ce să mai șucărime și mai îmbrăcat ca noi. Cu și o altă generație nouă, proaspătă. Da. Bagă-i mă cu marele șefe, mare din ei. Băi, vrei să fără mintale din ei? Ia uite, no, arăsăm, gata. Glumește-mă cu tine, bagă-i pe bagă. În Caraiman, în Caraiman, bagă-i în Caraiman.
Asta e. Gata, spune-ți, Nașule, spune. Băi, deci vă aștept, vedeți că începem filmările săptămâna viitoare și dăm... Vrei la vreau să scop primul episod acum până la... Ne sun câteva ore. Două săptămâni vreau să termin în ăsta, pe 30. Pe 30 vreau să fac difuzare. Da, da, cu mare drag. În decembrie, orele 20, cu seara, cu sărbători, da. Acasă. Adică regal, ceva frumos de sărbători acolo, să se vadă frumos. Vă pup, te pup, să dea Dumnezeu sănătate. Vă pup. Fine, vă pup. Ce să vă ajute Dumnezeu? Te pup, hai. Și păcatul. Îl iubiști, mâncați-și. Foaie bunătul. Dumnezeu, cu voi. Doamne ajută, Doamne ajută. Vedea Dumnezeu să ai câștigi și tu. Pa, vecine. Te pup, vecine. După urmă trebuie să-l aștept pe copilul. Să vină și Gheri. Băi, mai vii, mă, de când te aștept. Vino cu că ți-am zis că am nevoie de tine, că vreau să faci parte din echipa mea. Te sună foarte. Hai, bubule, hai, bine, hai. Să-l sun și pe... Sun și pe Harry. Harry. Doamne, ce zăpăcii sunt. Băi, de când te sun, mă, mai răspunzi? Ți-am zis să vii mai repede, că am treabă cu tine. Sunt la poartă, să-mi deschide cineva, că-ți dă 5 minute la poartă. Păi vine acum cineva și-ți deschide, băi, la mine la birou, nu la firmă în partea altă. Da, 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 da. Hai, mai repede, mișcă-te. Acum. Da, bubu, hai, intră! Oh, pupă tata pe el. Ce faci, mă, Kim? Stai să vină și Harry. Da. Da? Așa că nu te văd. Ia vezi că e și Harry. Ia du-te, adu-l repede pe Harry, că la, i-a deschis poarta cineva. Adu-l încoa. Haide, mă. Mă, că stai, mă. Opa, îmi cer scuze. Traficul. Iar încep cu cucavelile ale tele, palea. Să mor dacă te mint. Opa, de traficul. Veniți puțin să vă spun, veniți mai aproape. Fiți atenți de ce v-am chemat. Voi doi veți face parte din echipa mea. Eu dau drumul la un serial nou acum, se numește Muzica din Ring. Ai înțeles? Da. Adică omul din spate care face toate pariurile, toate nebuniile, toate astea. Și am nevoie de serviciile voastre. Eu v-am ales pe voi pentru că mie mi-e drag de voi. Să fim oameni din încredere. Să fii oameni, tu, el și Bitos, ăla al meu, știi pe da, Bitos? Da, 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 da. Ai înțeles? Și ce fac? Când eu vă trimit eu, ca să știți voi ce aveți de făcut, vă trimit colo, 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 că nu bateți loc, nu știe nimeni ce faceți voi, că pe voi vă știe lumea, după loc, peste tot cum e. Eu m-am considerat, v-am chemat, am considerat ca să fiți echipa mea, asistenții mei, cum ar veni. Bobo 2-10 și Harry 16. Îți place Harry 16? Data ta de naștere. Data mea de naștere, băi, iubitul meu și haladitul meu, să știe, echipa bună, nu? Da, cu da. Vitos toate nebunile. În momentul când fac eu pariurile, când fac eu toate nebunile astea, voi trebuie să vă duceți pe acolo, pe acolo, pe acolo, să vă faceți meseria. Adică, înțelegeți, voi stați la dispoziția mea ce vă spun eu spontan, pe loc. Pac, stânga, dreapta, tot ce am eu nevoie, voi stați mai pe lângă mine. Când v-am spus eu, aia, aia, da? Da. Băi, facem treabă sau nu? Facem, cum să nu? Da? Cumpărăm, facem toate nebunile, dolarii sunt acolo, îi avem acolo, ia uite, pachete, ce acolo, vei vedeți câte acolo? Garmizi. Cum? Cărămizi. Ce? Cărămizi. Normal ăsta. Biberon. S-a rămas cu biberon. Tu nu te schimbi deloc și aici, băi. Rămâi același eu. Uf, câte mai am să te învăț eu pe tine, băi, băi. Te iubesc prea mult. Păi tu mă iubești prea mult, dar asta văd că a luat tot în zbor. Tu l-o înțelegi? Sper ba, da. Că, bă, mă bazez pe tine? Ba da, 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 da. Mai îl înveți tu dacă e ceva bucur, da? Stai liniștit, stai liniștit. Iau ție șarpă frumoasă, te-ai pus aici mai frumos așa, zici că ești american. E cozonac. A? Zici că e cozonac. Mereu, e mai mic, lasă. Cum? E mai mic. Ăsta e mic? E copilul meu.
Copil cu barbă, bă, n-am văzut copil cu barbă. Tu aceea tot timpul l-ai... L-am învățat să meargă singur pe stradă, dar îi place să fie... S-a supărcit. Dar cum mă gândesc la voi, să mâncați și voi, să vă fie și vouă bine, că... Băgăm mâna în buzunar frumos, vă fac fericiți. Păi nu, tu ești tata nostru, nu tu ne-ai crescut? A? Nu ne-ai crescut tu de mic? Și nu trebuia să faceți și voi parte din filmul ăsta? Serial frumos? Dacă tu ai simțit că vrei să fim lângă tine? Omul din spate care face toate cărțile, dar cu voi vreau să le fac, cu voi doi și cu Bito, da? Da, da. Deci ați înțeles că vreau ca să îl aștept și pe copilul, dar copilul doar nu știe ce l-așteaptă. Îi fac o surpriză nenorocire, că cu el vreau ca să spar gheața, știi? Bun. Deci ați înțeles. O să vă mai chem eu zilele astea să vă fac eu tot ce trebuie să faceți voi și tot timpul lângă mine, da? Ha, dați-i drumul și vă aștept. Vă dau câte ceva de cheltuială ca să aveți? Ha? Dacă vrei. Ha, stați aici un pic că vă aduc imediat. Rămâneți un pic acolo. Nu vă spargeți cât i-am dat lui ăla, cât i-am dat lui ăla. Vezi câte 2000 de început, Macless, nu trebuie să audă nimeni nimic, da? Bagă-i frumos așa la țeloc, că ai nevoie, te-ai venit gătit la mine. Păi nu trebuie. Și ceas, vă, că ți-ai luat ceas, ce făi, mai evoluat? Normal. Ce, rușinat? Da. Bobule, da. Am toată încrederea în tine, da? Mai îl completez pe ăsta unde nu știe. A, nu începe, te rog. De ce? Păi stai-mă puțin. Ce m-ai chemat aici, nu trebuie să ne completăm. Stai-mă puțin că ăsta le miroase altfel, dă-te, Doamne, iartă-mă. Bine, șefule, cum zici tu? Adică tu te simți deștept, inteligent sau nu cum? Să mor eu. Hai mă, că nu vreau să o lungim mult. Mai multe detalii vă dau pe parcurs, da? Normal. Avem mult de mers pentru că sunt seriale peste seriale și vreau să fiți lângă mine. Dați-i muzica de ring. Cum? În muzica de ring. Normal, o să. Hai, jacăre. Hai. Că l-aștept pe copil. Vedeți, poate îl vedeți pe afară, pe acolo, da? Da, da, da. Nașule, cine-mi deschide și mie aici? Că este poarta închisă. Am ajuns, da. Aha. Bine. Mamă, ce frumos și-a făcut nașul aici. Îl ți-am zis, mă, Heri, că omul ăsta ne iepește de mici copii, ți-am zis. Băi, ce e asta? Ce căutăți, mă, pe aici? Te-a fost pe la Don King, că... La Don King? Ceva frumos, da. Cum adică Don King? Deschide-mă poarta. Cine e Don King, Nașu? Du-te înăuntru și o să vezi. O să vezi. Prea frumos, ne-a făcut ceva frumos rădătat. Adevărat? Da. Ce pregătim? Nu pot să spun, că se vede prost rădătat, să zic eu ție. Bravo. Du-te acolo și o să fie. Hai, luat-o așa ușor atunci. Ce faci, nașul meu? Ce să fac, stau aici? Mă, bă, ce e aici? Pachete. Ce-i asta? Pachete de bani. Nu mai doar. M-am întâlnit și cu ăștia pe drum. Ce căutat ăștia la tine? Fac ceva, mă, fine, mă, și de-aia te-ai încumat. Și cu ăștia? E tot ce vezi tu aici, e numai așa ceva. Mamă, pe bune? Sunt pregătit nenorocire eu. Fui din bancă. Mamă, nașule, ce e asta? Ce e până jos, fine? Hai în birou, vină cu că vreau să spun ce mamă, ce te-ai zăpăcit așa? Păi nu se poate așa ceva, n-am văzut niciodată așa ceva. Hai, intră în birou ca să stăm de vorbă. Haide, mă, stai jos acolo. Stai că am multe de povestit. Mamă, la cadurile și asta. Ce? Te-ai zăpăcit? Păi nu se poate așa ceva, îți dai seama. Ce e asta? M-ai speriat. Sunt pregătit bine de tot, fiind, de-aia te-am chemat, că am de povestit cu tine mai multe. E capitalul de investiție, că dau drumul la un serial
și se va numi Muzica din Ring. Vreau să vin cu ceva nou. Muzica din Ring? Muzica din Ring, dar un serial care îl difuzez eu acum pe canalul meu de YouTube, pe Rotera Music. Și îmi trebuie capital, îmi trebuie. Tu nu știi că trebuie să faci asta. Și am scos banii ăștia ca să am dat ce trebuie. Păi și cum? Adică muzică cu mult... Pe m-am zăpăcit când am intrat. Și eu acolo câteva milioane de dolari, mult, Doamne, iartă-mă, ce ți se pare așa mult? Mai zăpăcit? Păi n-am văzut niciodată. Păi câștigi bani de la 12 ani și ți-a mințile, ți-e banii ăștia, unde ai făcut 30 de ani acum. Știu, nașul, dar n-am văzut niciodată să se bancheși. Nu ai văzut cash, uite că ai văzut la nașul tău, așa mă să trecem mai departe și îți explic despre ce este vorba. Trebuie să fac o super gală, așa o numesc eu gală, dar de fapt e serial pe care vreau ca să-l fac. Și eu spun sincer ce vreau să fac. Vreau să bag în prima mea, în primul meu... Coia ce e? Dacă tu spui, ajungem și aici, ajungem și la așa. Pardon. Ce-am vrut eu să spun? Îți explic despre ce este vorba ca să înțelegi mai bine. Primul serial, eu vreau să spar gheața, de fapt, cu tine. M-am gândit să combin muzica cu, nu știu, da, ce mă fride, muzica cu sport. Păi muzica cu sport, eu sunt cu microfonul, ce trebuie cu sportul? Vezi? De ce te-ai gândit la asta? Pentru că trebuie să fie mult mai dinamic așa, să combinăm una cu alta, o lumea să aibă la ce să uite și... Păi și cum, o să cântăm în ring sau cum? Nu, sau ceva? Nu cântați în ring, mă. O să combin eu anumite chestii frumoase, nu pot să divulg atât de multe, să-ți explic despre ce se vorba. Oricum, tu te bazezi pe cântare în toată treaba asta. Păi da. Dar tu nu știi ce se întâmplă asta. Păi da, și zic, adică îți dai seama. E o regie creată de mine, un scenariu creat de mine, care mi-a aparține în totalitate și vreau să fac ceva pentru oamenii care ne urmăresc. Vrei ceva nou? Ceva nou în piață, dar care să, intrând pe canal, pe Rotera Music, să aibă ce să vadă. La un prieten, la ce m-am gândit eu. Dar e cu bătaie, cu d-astea, cu ceva? Sau e doar cântare? Va fi și cu bătaie, adică bătaie. E un meci de ăsta, de box, păi de-aia am pus eu muzica din ring. Ce, păi eu mă bat, știu eu să mă bat? Eu știu să cânt. Păi, adevărat, nu știu, m-a surprins rău de tot cu asta, cu ce vrei tu să faci. Și ce? Păi eu știu să mă bat, eu nu știu, eu știu și, să cânt. Și dacă spun... Arma mea e... Pe arma ta, care e problema dacă e arma ta? Arma ta și ce, nu putem să combinăm și sportul, treaba asta cu boxul, cu nebunile? Pe de-aia sună prea frumos, mă, muzica din ring. Eu m-am gândit la toată treaba asta. Sună bine, sună dar frumos. Dar ce are dacă... Tu vezi, Doamne, că de mic copil tu n-ai avut de-astea cu sportul. Nu n-ai avut timp, păi, mă, tu. Păi, dai seama, păi când? Singurul meu sport e cu ăsta, cu microfonul, de-aia, mă, și... Aud la tine că vrei să faci cu muzica din ring. Mă, fine, încerci, mă, mă uimești. Încerci, ți-e greu să încerci, bine, dar antrenezi, îți dau oameni de specialitate, ți l-am dat pe Robert ăla, Cristea, Frumucelu, ți-am dat numai nenorociri, ți-am adus și mai fac eu surpriză, da? O să-ți trimit și ceva. Ai care... vorbit cu... Cu Loredana Chivu, cu toți ăștia, o, ți-am bune? Pregătit eu de te-am chemat astăzi să vin cu a. Și dacă ce, spun acum... Și cu Robert Frumușelu? Să mă antreneze? Sunt pregătit tot, sunt pregătit. Tu n-ai văzut că plătim pe toată lumea? Bine, eu bine, plătesc, mai ales dacă mi-ai ieșit de Loredana Chivu. Da, să spun surpriză acum, știi cu cine ți-am pus meci? Cu cine? Cu Dani Mocanu ți-am pus. Ferească Dumnezeu! Eu cu Dani Mocanu? Ce are, bă, Dani Mocanu? Unde-l vezi tu așa că e de-asta atletic, că e de-asta furios, așa? Ce are știi, Dani Mocanu? Nu știu, nu înțeleg, bă. Eu cu Dani Mocanu, de unde până unde? Na, omul e... Nu știu. Ce ți se pare greu? Ce vezi tu o nenorocire mare? Dani Mocanu, asta e! Ce ți se pare greu? Dar de ce ai ales tu? De ce l-ai ales tocmai? Am eu un interes. Ce te interesează pe tine? Eu vreau să fie meciul meciurilor. Vreau să fie primul episod din muzica ring cu oameni importanți. Eu știu, mă, tu nu te bani. Mă, alo, eu toată când... viața ta, eu te-am învățat să fii cu minte, să cânti și să spargi peste tot. Eu știu ce e în capul tău. Trimite-mă să cânt, nu trimite-mă păi cu da, păi să mă... Păi da, zic, îți dai seama. Păi nu, ăsta e rolul acestui episod. De fapt, ăsta e primul episod, dar combini eu sportul cu toate astea. Ce are, care-i problema? Bine, lumea se așteaptă la tine că tu... Păi da, zic, eu nu sunt...
Lasă-mă că știu eu ce fac. Când te-am pus cu Nicolae Guță, nu mai ți-a fost frică, că era vorba de cântare acolo. Aveai 12 ani, mai ții minte, și era Nicolae Guță. Și Dani Mocanu e făcut, ai văzut cum e, leu, e toate astea, tu ți-e de asta. Lasă, tată, că facem noi să fie frumos. Facem Caterinca frumoasă, asta, o să vorbesc eu cu ăsta, să nu dea... Să nu de, păi asta zic să nu mă arde, că eu nu știu să dau cu pumnul. Nu vrei să te fac de 24 de tarate sau nu? Ha? Nu pregătim și ceva pentru tine? Prinde-l! Lasă-l! Ce faci, tată? Mamă, păi nu să nu cadă pe aici, pe jos, n-așa. Ce faci, tată? Lasă-l! Ia uite, vezi? Mai te faci cu Dani Mocanu? Băi, nașule, dacă tu spui eu așa fac, dar tu știi că n-am... Băi, Dani Mocanu, Dani Mocanu, lasă! Nu dau, nașule, înapoi, dacă tu așa spui, de cum vrei tu, dar cu toate, că eu nu știu să mă bat. Tata, deschide pumnul, că aici nu se ține pumnul închis. Aaa! Dă-l și pe ăla de jos, că am făcut o glumă, te fac de 24 de carat. Hai, lasă-l. Mi dai mie? Mai ceva, cât ai până acum acolo? Amintire. 6. Mai dă-mi unul să fie 7 cifra lui Dumnezeu, nașule. Gata, să fie și pe ăștia și te bați cu Dani Mocanu? Nașule, eu n-aș vrea că... Băi, în afară de asta sunt și prieteni cu el, dar tu dacă spui... Mai spune, aici ce... Cum vrei tu. La sfârșit, vedem cum stă meciul și mai primești ceva. Doamne ajută, nașule, cum vrei tu. Deci, ne pregătim pentru muzica din ring, da? Meciul meciilor cu Dani Mocanu. Dar mi-au adus și pe, și pe Chivu și pe Robert. Să mă întâlnesc și eu, că nu știu. Păi de mâine asta faci. Gat. Ia din ce rugămintea mea la tine. Să n-ai niciun pic de spaimă, niciun pic de asta. Dă-i drumul, ce-o fi, ce-o vrea Dumnezeu. Gata, mă știu. Câțiva pup, asta e. Mai primești diferența. Gata. Adică asta e. Bine, mă știu. Da? Gata. Ei, unde bagă-ți, mă? Ce faci, mă? Uitați-i, restul! Uitați! Facem cărțile când se termina meciul, tată! Mamă, câți pumni ai de luat! 4 de pumni! Pumni, ferească Dumnezeu! Fine! E, până la urmă asta e, nașul. Te antrenezi bine și n-are nicio problemă. Da, nașul. Și acum dacă... Mamă, mai spar cu ce idee ți-a venit. Dani Mocanu ăsta e cu boxul, e cu sportul, e cu de-astea, dar eu de și vreau păi să fac... Păi de-aia zic, nașule, că el e... Ai văzut cum e. Tu ești cu microfonul, fine, știu eu. Oricum. Facem filme, trebuie să dăm drumul la oricum filme. Oricum o să-i zici să nu dea... Să nu dea tare, să nu... Nu știi ce încredere ai, dacă mai facem vreo chestie de asta merge, că completăm cu... Cum îți plac ție, cocoșei de 24? Mă, cum te cheamă pe tine? Copilul Daur. Păi și atunci dă-i drumul și dă-i drumul la antrenament. Bine, nașul meu. Ha, ia-i pe ea așa, da. Să-ți meargă și ție, bine? Să română, Doamne ajută. Adică ce-o mai fi după repriza a treia, Dumnezeu știe. Ha. Băi, dă-i drumul, dă-i, vezi că ai antrenamente de mâine, da? De mâine? Da. Hai, Dumnezeu cu tine. Te pup. Doamnelor și domnilor, dați-mi voi să vă prezint o seară incendiară alături de buna noastră emisiune Muzica din Ring. Susținătorul acestei cale frumoase este domnul Dan Bursur, alias Don King. Am onoarea de a vă prezenta în colțul roșu primul nostru pugilist din această seară, Dani Mocanu, însoțit de staful acestuia, bineînțeles, domnul Bursuc, antrenor principal de boază Pitbull-ul Ionuț Antonilesi, Simona Trașcă, preparator fizic, Marian Dinu, Ivan Rașchi, Romario Mocanu, fratele lui, cel mai mare susținător, Bobescu Eduard, Florica Șandor, Sorin Necunoscutul, și nu în ultimul rând, Mădălin Riță, zis Forța României, mână grea! Bineînțeles, a stabilit cântarul, este limitele categoriei. Din nou, la fiam cu bagă timpul campion mondial,
Jucătorul acestuia, Ivanca, care l-a susținut în toate antrenamentele lui, ține frizerul și smântele aur, Daniel Chinezu, preparatorul fizic, Lărin de la Sunar. Și Sorin Copilul de Aur se află în limitele categoriei. Mult succes, băieți! În câteva momente vă vom prezenta câteva momente din antrenamentele celor doi pugiliști filmate de către Adriana Mahmuțeanu, colega mea. Robert, voi tu stați ce vedeți? Doamne, iartă! Vedeți? Mai este aici. Hai, ia-mă. Vezi că te bat, dacă dai. Iau mânușile, te bat, nu are ce vrea, dacă nu te bat. Mai încet, te rog eu. Adevărat? Maestru meu. Eu. Stai bine și pe biceps și pe triceps. Maestru și maestra. Suntem gold la microfon. Vezi la tine, vezi la ea. Ia arată lui Sorin ce ți-a făcut, ia vezi. Ia uite Sorin ce mi-ai făcut. Vezi și el, da. Wow. Aici, tu te pui, te stai aici și te uite. Ap. Ușor, ia, ia, da? Așa. Vezi să nu scape punul mai. Nu te mișca. Mamă, dai cam tare. Oh, bravo, Lorine, bravo! Ia zis că era fața lui, eu ce făceam. Roberte, nu te fac de râs. N-ai cum să mă fac de râs? Bine, fii atent! Nici pe niciodată, băi, băiatule, băi! Bine, băi, Sine, băi! Jos, Sine! Jos, Petre! Lasă-te, dacă mâine câștig,
O să tungi cu astea. 100%. Fratele meu, Sile Frizelu, number one. It's ok, 100%. Bine. N-ai cum să nu câștigi, mă, ce vorba. Robert, antrenor! Cel mai tare antrenor al meu și, bineînțeles, Forța României! Preparatorul fizic! Antrenora noastră! A preparatorul fizic! Forța României! Preparatoarea! Să știe! Ia mă să văd și eu cetătenier. Să văd cetătenier. Ultima serie, da? Hai, cetătenier, cetătenier. Ci! Bravo, băi, băiatule! Ci! Bravo, băi, băiatule! Ci! Stai puțin, el e mocan? Nu era vorba de mocanul, nu e, să nu înțelegem. Dar dă mocănește el. Asta o să pătească, mocanul. Dă mocănește, băi. Nu, e trage mocănește rău de tot. Adică el trage mocănește, dragii mei, pentru mocanul. Cam aici vine, mocănește pentru mocanul. Da. Roberto? Frumușelul nostru. Da. Forță că trebuie să câștige. Normal, n-are cum să nu câștige. Mâine e învingător. Am gândit să câștige, n-are cum. Păi da-i copilul de aur. A crescut pe strada învingătorilor. Nașule, nu te fac des. Pe ce stradă ai crescut? Pe strada învingătorilor. Corect. Și am și eu nevoie de preparatorul, s-a ocupat foarte bine preparatorul. Cum să nu? Păi nu vezi ce condiții bun are. Am mai dat și câteva mesaje? Nu, nu, nu. N-am cum să vorbesc cu alții. Adică are nevoie de un personaj special. Ia uite ce a făcut Nașule. Ce-i făcut? Uite ce am făcut, de la câteva... Păi arată cum ai făcut așa. Uite, ce mai de ce? Lasac, dă-i tată, dă-i, dă-i. Dă-i pic, tată, stai mai aici. Dă-i, 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 dă-i. Forță! Auziți, dar aici unde ți-e sacul, tată? Eu eram sacul. Adică ea e sacul. Mai dă-i un pic, dar stai mai așa. Hai că nu-ți dau tare, nu-ți dau tare. Așa. Nu adevărat că nu-ți dau tăi. Așa? Da. Simt că mi-am mânușa. E o regie, dragii mei, să nu ne luați în seamă că noi mai glumim. Eu îmi pasă. Chestia de asta trebuie să-i arăt cum mi-am arătat eu de când era el mic de la 12 ani. A sosit și timpul să-i arăt și cum trebuie să dea la sacul de box. Nu dai inele că le spargi. Nu dau. Băi, nu dai la astea că le spargi! Vezi unde te uiți, vezi unde te uiți. Ai grijă cum țipa al marele să... Vezi și așa. Da, da. Și dacă mă... Vezi cât de tare bai cum dai îndreptat la benzea numai aici. Ia vezi de aici, tată, ia vezi de aici. Ia. Urși! Urși! Alau! Dai cu timpul să băi! Dai cu sacul mine, gogule! Hai, tată, ia puțin palmarele. Hai, hai. Hai. Auzi cum... Ia cu sângă. Da? Hai, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5. Și acum? 1. Nu, nu, dă-i mea, dă-i! Lasă-l așa. Are voie, Doamne, ferește, mii. Silicoane. Nu mai câte mai las că eu să te antrenez, că văd da, că nașule, hai. E rușinoasă ea. Hai, trei, da? Trei. Hai, ai grijă ce faci, portata, să o mănânce. 1, 2, 3, 4, 5. Ce zici, Robert? La staful care l-are, mâine o să câștige, nu? Bineînțeles. Am ales oameni pe măsură. Ia uite. Am ales un campion cu campionă. Mamă, bun, bun, campionul nostru! Asta nu știu o țară întreagă, că ăsta-i sufletul meu și cu-i... Mersi, nașul meu, eu cu ăsta trebuie să te iubesc. Cu așa echipă, ting-ting, cu așa echipă, gong, începe, cor, n-avem cum să nu câștigăm. Separat că eu forță. Sunt producătorul acestei emisiuni, da? Da. Acestei petreceri, că trebuie să dăm și în petrecere, după aceea, ai înțeles? Băiatul nașule, nu te fac de râs. Nici pe tine, nici pe antrenorul meu, Robert Frumușelu, campionul nostru. Ușor, ușor, ușor! Lasă-l! Nu-i dat cu palmă! Dă-i! Au!
venit la antrenament, Leule, crezi că ai un meci de susținut cu Sorin Copilul de Aur și vreau să-l pui la pământ în prima repriză. Ai înțeles? Mă târg cu el ringul ăla. Mă târg cu el ringul. Hai să dăm drumul la treabă. N-ai încredere în băiatul tău? Ba da, am încredere, dar trebuie să ne antrenăm bine de tot. Stai liniștit, stai liniștit. Trebuie să ne antrenăm bine de tot, pentru că cu ce pleci de aici, aia vei face acolo, da? Un minut îi dau. Un minut. Băi, eu zic că ar trebui sub un minut să fie, la valoarea ta și la greutatea ta să fie sub un minut. Gata. Să fie la valoare. Gata, mă. Mă zic că și el nu e greu să nu-i antrenat. Scoate artileria. Pe ce face? Hai că sărim un pic peste încălțire și începem cu un masaj așa frumos. Păi de-aia te vezi că maestre. Vezi așa, așa începem. Începem parantează acolo. Începem cu încălzire așa frumoasă. Auzi, tu o să faci antrenament așa, știi? Auzi, știi cum e dacă nu câștigi, te bat șoaca să... Păi mai bine prefer să pierd, că să iau bătaie puțin de la tine. Aha, deci prefer să pierd. Nu pierde. Nu pierde, nu pierde, că e leu. Forță. Așa antrenamente trebuie să fac zilnic? Încălzirea doar. Doar încălzirea. Poate să dureze mai mult încălzirea asta? Acum depinde cât te ține pe tine și pe ea. Eu duc mult, că m-ai antrenat un maestru. Stai că nici n-am început antrenamentul. Simona, tu ești cu noi, nu? Cu tine. Ești echipa mea, adică. Da, să te susțin. Să rămână. Am venit să te susțin. Gata. Dar vreau să câștigi, nu am venit aici așa ca tu nu știi că noi suntem câștigători mereu? Stai liniște. Bun, gata, hai să punem mânușile. Hai, hai, mai să. Stop România! Românile sus aici, dacă sunt gata, sau dreptaci? Așa. Dreptaci. Dreptaci, coatele un pic mai apropiate, ai suplumeți. Nu atât de ales de cocoșă, nu trebuie să te faci mică, tu trebuie să profiți un pic de alunjă, da? Gata. Ai alunjă, Leule, când dai gata, gata, mai să sară pisoiul din inimă. Îi dai de leu, nu? Gata, mă. Bun, vreau aici directe cu brațul din față, cu stângul, hai, ușor, bravo. Când lovești cu ăsta mâna asta, trebuie să fie sus mereu, să apere capul. Deja. Sus am lăsat-o, sus am lăsat-o. El dacă închide, închide ochii și două dată cu tine, să nu te nimerească. Da. Respiră, 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 Leule! Să mă ajute Simona puțin. E nativ, da. E nativ, așa ajută că e nativ. Puțin, ajută ajută puțin. Puțin să respiră. Mai bine. Bun și pat. Bun și pat. Bun și pat. Hai că vreau să rămâi numărul 1. Și... Normal! Bravo! Normal! Hai, mai este! Ce recuperare! Asta cam ușor, cam direct, cam ușor, direct, direct de coada asta, bum! Leu! Bam, tare și... Băi, ce faci? Mi-e stai, mă, frate! Masaj! Bă, ce faci, mă, frate? Te vreau puternic! Nu-l distruge, da! Hai să-ți ține cu ăla! Nu-l distruge, da! Păi ții cu ăla, mi-ai dat la ficață, moră, mamă! Nu se poate așa! Da, mâine sus, mâine sus, în gata! În gata acolo, în gata acolo, hai, leu! Sus, mâine!
Haideți să vedem ce se întâmplă în spatele culiselor, în vestiar. Să vi-l arăt pe copilul Leaur cum se pregătește. Toată puterea lui se adună în această seară pentru a participa la cel mai frumos match. Muzica din ring. Spune-ne, copilul de aur, ce se întâmplă cu tine? Cum te-ai pregătit? Cum? O să fie un match foarte, foarte puternic în această seară. Acest proiect este sponsorizat de Rotera Music și, bineînțeles, de nașul meu, Dan Bursuc. Ce seară special avem în această gală minunată! Vreau să intrăm înăuntru vestiarului, să auzim câteva replici din partea lui Dani Mocanu. Să intrăm! Oho, ce galerie! Vreau să vă aud pe toți odată! Alo! Înainte de toate vreau să fac și un mic anunț. Te rog, te rog! Cu maestru Sandor, domnul Sandor și domnul Bosoi, surprizele mele și mai am o surpriză! Te rog! Dar vreau dezvoluim acum, e prea devreme. Niciun fel de problemă, așteptăm! Am și multe vorbe pentru copilul meu, copilașul, că e mic, de-aia zic eu, copilașul, copilul de aur. Încă s-a născut, cred că. Dani Mocanu, te aștept în ring să vedem care pe care. Vei fi câștigător? 100%. Cum? 100%, nu există dubii. N-am pierdut 150, dar pierd acum. Gălăgie! Eu sunt leu României și știe și copilul, copilașul. E mic. Am înțeles. E greu să te joci cu leu, e greu să te joci cu leu, frate, credeți-mă ce vă spun. E foarte greu. Cu siguranță îl trimitem înapoi la Frumușani, credeți-mă pe mine. Wow, ce declarație, ce declarație puternică! Dani, te așteptăm în ring. Muzica din ring îți va spune cuvântul și sperăm să aveți noroc amândoi. Câștigătorul se va decide după această luptă frumoasă între voi doi, ok? Atât mai spun, din copilul de aur o să devină copilul de bronz. Formația! Baftă mult! Baftă! Și voi rămâne bombă.
Salon. Ia și zice: măi copile, măi copile, scot arfele iar din tine. Nu-i problemă de război, că noi nu dăm înapoi. Vreau să audă ori și care fata din îl fac sarmale. Seara asta te distrug. Vreau să audă ori și care patanii îl fac sarmale. Vreau să fii pregătit, seara asta te distrug. Eu sunt leu României, campionul șmecheriei. Ascultă copilule, ești prea mic pentru mine. Pentru voi eu sunt grenadă, îmi vin banii la comandă. Așa pot și voi rămân bombă pentru multă lume. Pentru voi eu sunt grenadă, îmi vin banii la comandă. Așa pot și voi rămân bombă pentru multă lume. Să-ți fiu meu, eu cel mai bun și acolo mă!
Sandorica! Să sărbătorim victoria dinainte să intru în ring. Hai să lăsăm pe comodru să ne facă și el câteva vorbe frumoase. Cum știi tu? Hai, Agă. Hai tare bun, nu ca barul, darul nu e, da mocanu. Ți-a dat darul ca să omori adversarul. Tu nu caut și-o directă s-o ia pe altă poteică. Dolarii de la regele Mocanu, dar Mocanu campionul. Tu când dai drumul la brațe, zici că-i la
girafa le dă gloanțe. Asta o știm și o știm bine, campionului ne răbâne. Fără număr! Tu ești ca leud în junglă, dai cu pumnul și la șurvă. Regele tot rărâne, ci tu ești baza pe tine. Dai cu pumnul și caparul unui lege de mocanu. Dai cu pumnul și dai tare, dar mocanu e valoare. Iar fără număr, încă 3.000 de dolari, fraților! Pentru la micu, pentru adversarul tău. Pentru la micu, cum îți spui tu? Ia uși. Cine sponsor de valoare, e tambursul frățioare. Eu meste doamne martor, mă la micu îl dobore. Ai pumnul pe un armat, nu poți să fii dărâmat. Campion de campion să naște, au cade, nu se poate. Dau cu pulbul și spanțitul, îl omor pe ăla mic. Să vadă mamă poporul, cine este campionul. Fără număr. Să vadă mamă poporul, că Dan este campionul. Știți că eu n-am adversare, ce bine m-am antrenat. Că-și cu moca nu, nu-i glumă, e legale, ud în junglă. Eu sunt mai rău ca o fiară, îl trime mamă la gară. Antrenorul Naburoan pentru Pitbull-ul! Ando direct să știe! Fără număr! Eu sunt rege și dau banii, nu mi-am găsit adversarii. Eu o spună, spun rămâne, ca Pitbull-ul nu-i omii. Că ăsta m-a antrenat, am un nume contă tanki. Dar eu mă simt în campionul, dau cu bunul ca de omul. Că Dumnezeu ți-a dat darul ca să distrugi adversarul. S-o ia pe altă potecă. Pentru Dani Mocanu, campionul nostru. Iar încă fără număr dolarii. Să știe campionul apărat Dani Mocanu, antrenat de Pitbull-ul.
pentru toți copilașii de la Frumușani. Eu dau banii, distrug bani și-l trebuie la Frumușani. Eu la banii nu sunt calic, că ai creier de bandit. Ce bine m-am antrenat, am punut pe ton și tanchi. Tu când ai drumul la brațe, zici că-i la fale de gloanțe. Hai, mă, zi-mă. S-a enervat regele, dar Mocanu, pentru maestru țambalelor. Ce să mai, e ziua lui, s-a primit un cadou de 20.000 de dolari. Să știe, 100 de, păi mai știu, m-am zis, ce să mai. Campionul tău, campion rămâne. Campion, când campion se naște, cum este zi, cu adă paște. Mama m-a antrenat în tot mereu, Dumnezeu. Mai rău ca lor, ud în junglă, am abisă, mă audă. Copilul să mă audă, mai rău ca le, ud în junglă. Și e bine, un popor, e Mocanu, campion. Eu știu bine cum mă duc, e antrenat de pitbulle. Deci, de la antrenorul number one, pentru copilul Daur, topit să știe, să vede în ring adevărul. Hai! Taia vă spun, vă convinc, că eu sunt le udăringhi. Îl pun topit în cap pe masă, cu meneii mei de acasă. Că leul leu va rămâne, asta să știi, e o lume. Dai cu pumnul și la șumbră, tu ești străne, ud în junglă. Pentru regele vizoarei zorilor din România, pentru Dan Bursuc. Și să țină minte sau de toată lumea, o să rupe pe copilul Daur cu Dan Mocanu, regele. Nu sunt bar și nu sunt hoț, dar de mic am făcut boxe. Pentru mine, să știe, încă 100, fraților, îmi iau și o casă și șandor și bosoi, gata. Să știe. Ia-uzi. Eu știi bine antrenorul, că dau bani ca campionul. Am pornut beton, ca Teofilo Stevenson. Ce bine m-a ți-a antrenat, e regele unicat. Știe bine regele nostru, ăsta e pipul nostru. Auzi, auzi, știu bine unde mă duc, îmi iau drumul la Bursuc. Aici antrenorul meu, ăsta bate ca un leu. Hai! Și mai vine o strofă adevărată! Yeah!
aici plouă cu dolarii. Sunt bazat pe forța mea, piticule, ascultă-mă. Și mi-au drumul și mă duc, sponsorul e Dan Bursuchi. Ăsta e regele nostru, cu ăsta ne face rostul. Hai, menții! Și mai vine o strofă adevărată! Ca să dobori adversarul cu knockout și-o directă, s-o ia pe gal de puteică. Să vad putere ce am, să ducă la frumușanii. Eu știți, m-am antrenat. Deci, une? Pentru regele, regele! Vreau să faci dezastru, să vadă toată lumea cine ești tu! Dar-i bocanul! Ia atențiune! Acolo vine! Fără număr, fără număr! Fără număr, fără număr! Așa ploide de bani, campionă în adversari. Fără număr! Așa e antrenorul mare, are bani și are valoare. Solo! Mocanu! 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 El câștigă aurul, ăsta-i mamă, Mocanu! Mare, mare și mai mare, am renele de valoare. Ce bine m-am antrenat, uite ce bine am jucat. Asta e frumoasa mea și m-am antrenat cu ea. Hai, băi! Bine, bine, Dani Bocanu, cu frumoasa lui. Sunt șmecher numărul 1, de-aia dau bine cu pumnul. Vreau să știe fiecare pe Daniel Fax Armale. Bravo, copilul de aur! Unde e Pulangiu? Cine? Pulangiu ăla. Ăla mic? Da. E în ring, mă. Haide, mă. La cât de mic el, găsim noi pe undeva. Let's get ready to rumble! This is Mike Buffer from Romania. Am onoarea de a vă prezenta în această seară albistrul nostru de ring, domnul maestrul Nelu Băsoi! Da,
dați-mi voie să vă prezint în această seară primul pugilist al nostru, Sorin Copilul de Aur, alias Golden Boy. Vocea Interlopilor! Let's get ready to rumble! La tine punctat bine, da? Rup! Bă, Dani, vreau să-l dai gata că ai mâna cât lopata, băi! Hai! Mai iure, obosește-l că e mic, n-are treabă, sparge-l! Aleule! La finală îi dăm scutece! Îi cumpăr eu pe împărți la final. Te pupă fratele tău. Am podea direct în prima. Așa, campionul, mă mai dă rezolvare! Hai! Mă mai dă rezolvare! Îl muști și nu-l las. Oh!
Onoare mare în această seară să vă prezint masa juriului. Primul component este domnul Tamango, bunul prieten al domnului Dan Bursuc, care l-a crescut pe acesta și l-a susținut de mic copil. Cel de-al doilea component este domnul Migdale, la fel și dânsul, fratele acestuia, domnul Fane Spoitoru, renumitul Fane Spoitorul, inima României. Cel de-al treilea component este domnul și inegalabilul domnul Cocoș. Cel de-al patrulea membru, bunul prieten al domnului Dan Bursuc, este domnul Papuc. Următorul este domnul Cătălin, un prieten bun al domnului Dan Bursuc. Nu știm ce se va întâmpla, vedem pe parcursul meciului. Și nu în ultimul rând, îl avem pe domnul Jamal, libanez de nație, venit să ne ajute aici la muzica din ring, prietenul domnului Dan Bursuc, Don King.